Finul Elenei Udrea, Adrian Gurzău, ex-deputat și ex-lider PMP Cluj, a fost în Costa Rica și s-a întâlnit cu cea care a condus Ministerul Dezvoltării în guvernarea PDL. Jurnaliștii de la Ziar de Cluj spun că Gurzău ar fi vizitat-o pe Elena Udrea în luna august și că ar fi cochetat cu ideea de a părăsi România cu destinația Costa Rica. Ziaristul Liviu Alexa a lansat și câteva ipoteze în care arată motivele ce l-ar împinge pe Adrian Gurzău spre Costa Rica. Să fie vorba de noi dosare în pregătire? Să-l fi făcut pe Gurzău aceste dosare mai prevăzător cu viitorul său? Sau în Costa Rica se află banii pentru care a muncit și el și s-o fi dus să se adapte din firfirei puși la păstrare în Costa Rica? Având în vedere datoriile din România, este destul de clar că Elena Udrea i-ar fi oferit posibilitatea financiară să se mute, fiind de notorietate faptul că traiul în Costa Rica este extrem de scump, a scris jurnalistul în Ziar de Cluj. Adrian Gurzău a fost ales deputat pe listele PDL, a migrat spre Elena Udrea și Traian Băsescu în PMP, iar în urmă cu 2 ani parlamentarul a fost reținut pentru fapte de corupție, fiind acuzat că și-a folosit influența pe lângă autoritatea de supraveghere financiară pentru a amâna alimentul firmei de asigurări Carpatica în schimbul unui contract de 270.000 de euro. În cele din urmă, Adrian Gurzău a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției în iunie 2017 și a primit o pedeapsă de 2 ani și 8 luni cu suspendare. Din 2017 până acum, Gurzău a intrat în anonimat, dar recent jurnaliștii de la Ziar de Cluj au scris că a fost executat silit de către avocatul său Radu Chiriță, căruia Gurzău a uitat să-i plătească onorariul. Elena Udrea se află momentan în arest în Costa Rica și așteaptă decizia justiției costaricane față de cererea de extradare făcută de autoritățile din România. Fostul ministru trebuie să își ispășească pedeapsa de 6 ani de închisoare.